Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, cu o noutate editorială în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald despre spiritualitatea creștină. Izvorul iubirii, un pelerinaj în inima spiritualității creștine, de Kyriakos Markides. Alături de noi este Andrei Găitănaru, psihoterapeut, istoric al ideilor, filozof, publicist, și vorbim despre această frumoasă carte care închide, să spunem, povestea celor trei titluri ale trilogiei atonite a lui Kyriakos Markides, sociologul cipriot Kyriakos Markides. Iată, a venit după Muntele Tăcerii și Darurile Deșertului și rândul celei de-a treia cărți, cel de-al treilea volum, Izvorul iubirii. O carte importantă, da? Sociologul Kyriakos Markides continuă dialogurile cu Părintele Maximos, vorbind în special despre iubire, prezentată în mai multe forme. El de altfel vine în carte și cu foarte multe interpretări sau mai degrabă cuvinte, termeni pe care le conferă până la urmă ideii de iubire. Mulțumesc, dragă Sorin, pentru prilejul de a vorbi despre această a treia carte a lui Kyriakos Markides. De altfel, aș ține chiar să vă felicit pentru faptul că atât de repede v-ați mișcat, adică editura Herald, după Muntele Tăcerii, la cam un an distanță, a venit cu alte două, celelalte două titluri din trilogia lui Markides, dar foarte repede, adică aproape una după alta. Nici n-am apucat bine să termină Darurile Deșertului, că a venit Izvorul Iubirii. Și la început am fost puțin confuz, mă gândeam, stai puțin, dar parcă se numea altfel și atunci mi-a picat fisa, stai, de fapt este un al treilea titlu. Un al treilea titlu de care m-am bucurat foarte mult și de care încă mă bucur, este, într-un fel, se pare că prezența Părintelui Maximos este cea mai pregnantă din toate celelalte, din toate cele trei volume. Se simte cumva față de Muntele Tăcerii, unde demersul naratorului este poate mai accentuat, îl simți mai mult pe Markides în transformarea lui, în căutarea lui, în descoperirile lui. Îl vezi cum navighează, îl simți mai bine cum navighează în acest univers al ortodoxiei, pe care îl redescoperă, ajutat, însoțit, călăuzit de duhovnicul său, Părintele Maximos. Părinte cu pseudonim, deja noi am mai spus, știm că este, ne-am prins că este vorba despre Părintele Atanasie al Limasolului. De altfel, ca să zic așa, aproape că lucrurile sunt deja evidente în carte, sunt atât de multe indicii care trimit către faptul că este mitropolitul Limasolului, încât este clar, doar că într-un fel, acest obicei foarte proto-creștin de a se ascunde, de a-și ascunde identitatea, rezistă încă și în al treilea volum. E un obicei foarte vechi creștin. De multe ori, cei care, îndrumători duhovnicești, care uneori redactau texte pe care le transmitau, se foloseau fie de un pseudonim, fie alegeau să nu semneze tratatele, păstrându-și un anonimat perfect. Asta și pe ca pentru a sublinia că învățătura pe care o transmit nu este a lor. Sunt doar simple canale de transmitere, nu sunt autori ai mesajului. Și acest lucru se simte și în ceea ce îl privește pe Maximus, pe Părintele înaltul Atanasie al Limasolului. El însuși, accentuând atât de mult asupra smereniei și a virtuților care decurg din smerenie, arată cum de nu poți să, odată ce lucrezi cu Dumnezeu, odată ce primești darurile Duhului, nu le primești ca să le ai tu, ci să le primești ca ele să lucreze prin tine. Nu sunt ale tale. De altfel, acest nu sunt ale tale apare de vreo câteva ori chiar în carte, pentru că se vorbește foarte frumos, chiar și foarte, foarte amplu și foarte în același stil cu care Markides ne-a obișnuit, adică exact undeva la mijlocul
la întâlnirea între limbajul academic și în același timp limbajul colocvial, lămuritor. Cartea este scrisă așa, iar în acest limbaj și spuneam că este vorba în câteva capitole despre această tălmăcire la jumătatea distanței dintre academic și colocvial. Este vorba despre un comentariu asupra învățăturii cristice transmise prin Sfântul Apostol Pavel asupra darurilor Sfântului Duh. Părintele Maximus îl explică pe Sfântul Apostol Pavel cu aceeași precizie vulturescă, plonjeuri extrem de exacte în limbajul conceptual al teologiei ortodoxe și, pe de altă parte, ieșiri la suprafață cu exemple extrem de vii din viața chiar a însuși părintelui, viața din drumul pe care duhovnicesc pe care el l-a parcurs. În timp ce citeam cartea, m-a lovit această impresie, în primul rând. Se simte poate și cel mai mult prezența părintelui Maximus. De vreo câte ori am avut senzația că urmăresc o conferință din acesta înregistrată pe YouTube, parcă îl vedeam vorbind. I-a lăsat parcă Marchides cel mai mult spațiu, cel mai mult loc. Sigur, sunt și capitole în care se simte mai mult prezența naratorului, dar Maximus aici este mult mai prezent și este parcă și mai prezent în această postură de m-am amuzat de îndrăznelea gândului și de, într-o anumită măsură, poate parțial la lipsă de tact, dar îmi venea să spun că îl văd și mai bine pe părintele Maximus ca pe un depanator de creștini. Asta este pregnant senzația pe care mi-o lasă și mi-am zis prima oară, nu sună prea bine, adică bun, sună amuzant depanator de creștini, dar după aia mi-am dat seama că de fapt este cât se poate de precis, pentru că el este episcop. Orice episcopos este un observator, este funcția lui, de a observa ce nu merge bine și ce merge bine și de a interveni și de a corecta acolo unde nu merge bine. Ori, de fapt, această prezență a episcopului, foarte smerită și harnică în același timp, este foarte bine, mi se pare, întruchipată de părintele Maximus, de Atanasia Limasolului, pentru că adesea substanța textului redat nou de Kyriakos Markides se adresează de fapt creștinilor din această lume secularizată, creștinilor care nu sunt branșați la creștinism, creștinilor care sunt despărțiți de fapt de creștinism, care nu își cunosc învățătura, ba chiar creștinilor care sunt despărțiți de creștinism în chiar hipercorectitudinea lor. Este chiar o secvență foarte frumoasă din carte, un capitol în care se insistă chiar surprinzător de mult asupra înșelării în care mulți creștini pot cădea din dorința de a respecta litera creștinismului, devenind în schimb foarte contundenți, foarte rigizi, foarte lipsiți de blândețe, căutând să-i facă pe ceilalți ca ei, neacceptând diferența unei lumi care este seculară. Și mi-a dat foarte mult de gândit, pentru că recunosc că mi se pare că în ultimii 5-6 ani și la noi în România, parcă uneori creștinismul, care are multe de recuperat în spațiu public, e adevărat, dar parcă în ultima au fost momente în care parcă creștinii au vrut poate prea mult și prea rigid să schimbe societatea conform înțelegerilor, conform învățăturilor, conform antropologiilor. Ori cartea aici subliniază foarte frumos acest lucru. Creștinul are nevoie de o anumită așezare lăuntrică care să-i permită
celuilalt diferit de el să fie așa cum celălalt vrea să fie, fără ca el să-l oblige, creștinul să-l oblige să se transformă, și în același timp, evident, fără ca el, creștinul, să renunțe la adevărurile lui. Dar în această nerenunțare să nu ducă la înclinația de a-l obliga pe celălalt să se schimbe. De altfel, cum spune chiar Părintele Maximos, Hristos în repetate rânduri a tăcut, nu i-a obligat pe cei care nu l-au înțeles, așa cum arată mai multe pasaje evanghelice, nu i-a obligat să înțeleagă, nu s-a impus, n-a ridicat tonul. În principiu, a avut pasaje în care a avut cât o mică corecție adresată mai ales ucenicilor, adică celor care deja îl urmau, asta este altceva. Hristos spune în câteva pasaje, se adresează cu puțin credincioșilor și se adresează chiar ucenicilor săi. Dar când Pilat din Pont sau alții nu sunt pregătiți să înțeleagă prezența, adevărul, mesajul, calea, Hristos tace. Nu se impune. M-a bucurat foarte mult și acest pasaj, pentru că vine exact în acest spirit al depanării unui creștinism care este nu pe butuci, dar care scârție, care funcționează cu greu. Și aici cumva se simte în această prezență, chiar aș zice, filiația duhovnicească a Părintelui Maximus. Deci ar merita spuse câteva lucruri. Părintele Maximus, adică Părintele Atanasia Limosolului, este călugăr de metanie vatopedină. El la Vatoped a început, l-a avut ca stareț pe Iosif Vatopedinu. Există chiar un pasaj relatat de el, de Atanasia Limosolului, care spune, povestește cum s-a dus când era în tinerețe încă, student la teologie, parcă, s-a dus la Gheron Efrem Catunachiotu. Gheron Efrem Catunachiotu era un de asemenea ucenic al lui Gheron Iosif Isihastru. Și s-a dus Atanasia Limosolului, pe acea vreme tânăr, însoțit de doi colegi, să ia binecuvântare de la bătrân. Și bătrânul le-a dat binecuvântarea și când a ajuns în dreptul lui Atanasie, l-a prins repede de mână și a zis, a, aici erai hoțomanule. Și Atanasie s-a spune că a fost foarte nedumerit și mirat, nu înțeles la ce se referă bătrânul, ce ei știau că se întâlnesc cu un bătrân harismatic, care este plin de darurile Duhului Sfânt, dar nu înțelegea la ce se referă. Și a zis, da, nu te mai ascunde, îi zice, pentru că tu ești din familia noastră, i-a zis. Și n-a înțeles la ce se referă acesta, ești din familia noastră. S-o fi gândit că poate se referă la chemarea de a intra în monahism, a înțeles mai târziu, când a intrat în mănăstire, la Vatoped, adică sub ascultarea lui Iosif Vatopedinu, care era la rândul lui ucenicul lui Gheron Iosif Isihastru. Și atunci a dat seama că la asta se referise Efrem, Sfântul Efrem Catunachiotu, că a fost canonizat. Văzuse că urma să intre în această familie desprinsă din Gheron Iosif Isihastru. Spun și aceste lucruri pentru că, de fapt, și această carte, Izvorul Iubirii, pornește spunându-se explicit că Părintele Maximus, Atanasia Limosolului, vine în Statele Unite, pentru că asta se întâmplă în mare carte, mare parte, cu parte considerabilă a cărții, vine în Statele Unite, spre bucuria lui Kyriakos Markides, a soției sale și a prietenilor săi, dar vine în special cu gândul de a-l întâlni pe starețul Efrem Filoteitu. Un alt mare ucenic al Sfântului Gheron Iosif Isihastru. Altfel spus, ucenic al lui Gheron Iosif Isihastru și frate de obște cu Iosif Vatopedinu. Cu alte cuvinte, e ca și cum Atanasia Limosolului se ducea în vizită la unchiul său duhovnicesc.
Și vrând să fac această vizită, pentru că se spune și în carte, Efrem Filoteitul a pus bazele unei importante comunități monahale în Statele Unite, a întemeiat 20 de mănăstiri, dacă nu mă înșel. Într-un timp foarte scurt. Îl caută să-l viziteze și să-l întâlnească și așa îl avem pe Părintele Maximus în Statele Unite și în felul acesta ajung, sunt relatate de Kyriakos Markides discuțiile pe care Părintele Maximus l-a avut, fie în simpozion, fie la întâlniri cu diverse mese sau diverse întâlniri în care Părintele Maximus, într-un continuum narrativ și teologic, lămurește, ne depanează. Și ne zic că ne depanează cu rost și aici, ca să închid paranteza pe care o deschisesem, se simte această abordare atonită. Foarte mulți bătrâni îmbunătățiți din Sfântul Munte au căutat într-un anumit moment al vieții lor să iasă din Sfântul Munte pentru a aduce lumină, pentru a nu ține lumina sub obroc. Recent, nu, anul trecut, de pildă, ne-am bucurat de sinaxele online organizate de starețul Efrem Vatopedinu, care cumva s-a simțit că s-au înscris în această prezență în lume a unor bătrâni harismatici care vin să ne depaneze. Mai mult, starețul Efrem Vatopedinu a fost și în România, de mai multe ori a ținut sinaxe, a vorbit cu obștele unor mănăstiri, s-a întâlnit cu bătrâni duhovnici importanți din România, sunt relatate convorbirile lor și transcrise, publicate. Cumva se simte același tip de atitudine și de ieșire în lume și în cazul Părintelui Maximus. Este acest cuvânt evangelizator pe de-o parte și în același timp tălmăcitor, corectiv tălmăcitor. Dar, cum spune chiar în carte la un moment dat Părintele Maximus, înmuiat în blândețe. E corectiv, dar este foarte blând. Și la un moment dat se și insistă de ce blândețea și disponibilitatea este un alt dar al Duhului Sfânt, dar pe care Părintele Maximus respiră, se simte. Poate că și de aceea este iarăși un motiv pentru care suntem atât de atrași de personajul lui, pentru că are lucruri să ne spună, are lucruri să ne arate unde nu stăm bine așezați, dar cu toate acestea îl căutăm, suntem avizi după cuvintele lui, așa cum se întâmplă de fapt de fiecare dată când suntem în prezența unui bătrân îmbunătățit. De altfel, cu cele trei cărți ale trilogiei atonite, Muntele Tăcerii, Darurile Deșertului și Zvorul Iubirii, practic, Kyriakos Markides aduce cumva în casele noastre, presupunând că toți avem o frumoasă bibliotecă, așa și unde cărțile de spiritualitate creștină și au un loc aparte, el practic aduce în casele noastre cumva înțelepciunea acestor bătrâni îmbunătățiți, acestor gheronda din, iată, din spațiul atonit, din spațiul de la Muntele Athos. Dragii noștri, a fost alături de noi astăzi Andrei Găitănaru, istoric al ideilor, filozof, publicist, psihoterapeut. Am vorbit despre o carte frumoasă, o noutate editorială, iată, care împlinește, aș putea spune, și întregește trilogia atonită a sociologului cipriot Kyriakos Markides. Este vorba despre Izvorul iubirii, un pelerinaj în inima spiritualității creștine. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Îi mulțumim foarte mult și la Andrei Găitănaru pentru că de fiecare dată răspunde prompt invitației noastre de a ne vorbi despre cărți atât de frumoase.
ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!